Scuze, nu acum. Ca să legat de aceste solicitări de predare, aici cum o să, deci, cum o să predați? Totdeauna am avut disponibilitatea de a preda aceste... Numai că trebuie să găsim exact varianta care să fie legală. Atât. Cine s-a împotrivit? Că au existat, știu, niște proceduri și până acum. Nu pot să vă răspund. Nu știu exact cine s-a împotrivit, dar o să aflu acum și când ieșim vă spun. Ce dumneavoastră de la ce? La ce vă referiți cu ce variantă? Care este varianta dumneavoastră? Adică aveți documentația pentru a le preda sub o anumită formă? Noi am făcut propuneri și ne menținem propunerile, sigur că da. Legat de angajații pe perioadă determinată. Vreau să cred că este un pas înainte, un pas pentru a pune cetățenii în situația de a beneficia de serviciile societății Aparegio, care poate presta servicii și pentru cetățenii din Drăgoien 2. De la început am constatat faptul că, cel puțin astăzi, pe legislația în vigoare, Complexul Energetic Oltenia nu poate, nu neapărat nu vrea, să predea activele în patrimoniul primăriei municipiului Târgu Jiu. Și cel puțin această discuție nu mai poate fi continuată decât odată cu modificarea legislației. S-a trecut la etapa a doua, în care s-a ajuns la un acord acceptat de ambele părți ca mâine Complexul Energetic Oltenia să dea o comandă societății Aparegio pentru a putea să facă o verificare a tuturor instalațiilor realizate în zona Drăgoien 2, ca ulterior Aparegio, după ce se remediază anumitele deficiențe care s-ar putea să apară pe rețea sau la stațiile care se află în această zonă, să poată opera și să furnizeze apă cetățenilor din Drăgoien 2. Noi sperăm ca lucrurile să se desfășoare pe repede înainte. Ținem conștient de legislația în vigoare că, până la urmă, Complexul Energetic Oltenia va trebui, după această verificare, să contracteze o societate care să remedieze eventuale deficiențe. Dar să sperăm că, după analiza care se face în teren, vor constata că nu sunt foarte mari probleme și atunci Complexul Energetic Oltenia, pe baza unui deviz, poate să repare eventualele prejudicii care au fost create de când instalația nu mai funcționează. S-a mers pe rețele de apă și canal, dar cu prioritate rețele de apă. De ce? Pentru că, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Complexului Energetic Oltenia, o mare parte din cei care sunt astăzi proprietari în acea zonă au fost septice. Și atunci problema, și o vedem afară, problema cea mai mare este alimentarea cu apă pentru cetățenii din Drăgoien 2. Dar când se va face verificarea, se va face și pe rețeaua de apă și pe rețeaua de canal din Drăgoien 2 și Complexul Energetic Oltenia este și obligat ca entitate să facă remedierile necesare, ca chiar dacă într-o zi se va da drumul, într-o perioadă poate mai scurtă de timp, la alimentarea cu apă pentru cetățenii din zonă, și sistemul de canalizare trebuie să devină funcțional. A rămas juridic să se discute un singur aspect. Dacă societatea Aparegio livrează până la limita de proprietate a complexului, care este deținătorul terenului de acolo, sau dacă se va încheia cumva și un contract de prestări servicii, în așa fel încât societatea Aparegio să poată presta și să poată încheia contracte inclusiv cu utilizatori. Da? Există două variante, dar varianta pe care o vor stabili împreună urmează să definitiveze după ce se realizează reabilitarea rețelelor de apă și canal din Drăgoien 2. Că puteam prelua ca și autoritate publică locală, am și demonstrat că ne-am dorit, însă din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Plaveti și din discuțiile pe care le dumnealui le-a avut zilele trecute sau săptămâna trecută la Ministerul Energiei, cel puțin în acest moment, primăria nu poate beneficia de străzile, trotuarele și terenul care se află în Drăgoien 2, decât plătind o sumă, din punctul meu de vedere, destul de mare pentru a prelua aceste active. Așa cum am spus, nici nu avem în buget trecut această sumă, pe de altă parte nici nu mi se pare corect ca, după ce ne asumăm anumite obligații, să mai și plătim pentru obligațiile pe care ni le-am asumat în condițiile în care am preluat acele străzi și acele utilități din Drăgoien 2. Sperăm în sprijinul parlamentarilor de Gorj. Da? Și acum și pentru viitor, vreau să cred că parlamentarii de Gorj, mai ales că nu este doar o situație legată de Târgu Jiu
sunt mult mai multe localități afectate, să vină cu o inițiativă legislativă sau să amendeze inițiativa legislativă care am înțeles că ar fi pe circuit în acest sens, ca autoritățile publice locale să beneficieze cu titlu gratuit de aceste obiective care în momentul de față aparțin complexul energetic Oltenia. Avem cimitire, avem străzi, avem utilități. Nu mi se pare corect ca noi, ca autoritate publică locală, în afară de faptul că ne asumăm anumite obligații ulterioare, de data aceasta să nu avem și dreptul de a prelua cu titlu gratuit aceste bunuri care aparțin complexului energetic Oltenia. Am stabilit că împreună cu cei de la APA Regio se va face o constatare pe rețeaua de apă și canal. Vom începe să verificăm ce lucrări trebuie făcute pe rețeaua de apă și împreună cu cei de la APA Regio vom face un contract ca să asigurăm apa în cartierul Drăgăieni 2. Atât. Deci doar rețeaua de apă, spuneți. Nu, vom găsi o variantă, nu e vorba de predare, este vorba de a găsi o formulă de a conlucra. De a fi în folosință? De a fi în folosință, da. Și cu celelalte rețele, că și pe drumuri ar trebui. Noi căutăm același lucru peste tot. Pe măsură ce vom găsi variantele și le vom găsi, le vom pune în aplicare. Mulțumesc frumos. Se varianta de a se preda către municipalitate aceste... Acolo este vorba de o modificare legislativă. Când va fi gata modificarea legislativă, evident se vor face aceste lucruri. Noi suntem pentru a muta activele sociale de la CEO către autoritățile locale. Mulțumesc frumos!